CSM călăraș a făcut public topul celor mai buni sportivi din anul 2020. Clasamentul a fost întocmit conform sistemului de atribuire a punctelor stabilit de Ministerul Tineretului și Sportului în raport cu rezultatele sportive obținute în anul 2020 la competițiile interne și internaționale. S-a ținut cont și de potențialul și perspectiva unor viitoare mari performanțe ale sportivilor. În urma evaluării performanțelor și potențialului sportivilor a rezultat următorul clasament. Pe locul 1 s-a clasat Adriana Ailincăi de la Canotaj, pe locul 2 Alexandru Chioseaua Canotaj, pe locul 3 Modelina Cașu Canotaj, pe locul 4 Loredana Marin Box, pe locul 5 Iuliana Timoc Canotaj, pe locul 6 Cristina Druga Canotaj, pe locul 7 Ionuț Pavel Box, pe locul 8 Ana Maria Matran Canotaj, pe locul 9 Mihai Palagia Lupte, iar pe 10 s-a clasat Maria Gusran Canotaj. 22 de sportivi de la CSM Călăraș au promovat în anul 2020 în loturile naționale ale României, asigurând astfel o bună perspectivă a sportului în țara noastră și în următorii ani. Patru sportivi din cadrul CSM Călăraș se află deja în pregătire pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din acest an.